Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă peste 97% din numărul total al afacerilor din Republica Moldova. Cu toate acestea, 80% din tot businessul este localizat în zone urbane, iar satele rămân în afara dezvoltării economice și se depopulează din cauza lipsei locurilor de muncă. Cum primăria poate crea un mediu economic atractiv ca să dezvolte localitatea? Planificarea economică locală trebuie făcută implicând toată comunitatea. Convingerea primarului de Ciorești din Sporeni este că nimeni nu știe mai bine decât cetățenii care sunt necesitățile localității, iar sarcina autorităților este să le ofere serviciile pe care aceștia le solicită. Este necesar ca inițial să discutăm mai întâi cu cetățeanul, să vedem ce îl interesează pe dânsul și mai apoi să încercăm lucrul ăsta, să identificăm sursele financiare, să încercăm lucrul ăsta să-l promovăm tot în beneficiu cetățeanului din comunitate. Una din inițiativele sătenilor din Ciorești s-a materializat în construcția unei piețe agromeșteșugărești moderne. Oamenii spun că odată cu amenajarea acestui spațiu a crescut considerabil atât numărul de comercianți cât și cel al cumpărătorilor. Totodată, văzând că ideile lor sunt realizate, sătenii înaintează cu mai multă încredere noi sugestii pentru îmbunătățirea calității vieții în localitatea lor. Primăria poate lansa o platformă de discuții cu cetățenii despre oportunitățile de creare și finanțare a noilor afaceri. Viorel Focșa din Sângerei Noi și-a dorit dintotdeauna să dezvolte pasiunea pentru apicultură moștenită de la tatăl său într-o afacere de familie. Împreună cu primarul satului, el caută oportunități de finanțare. Doamna primar, într-o bună zi mă sună și îmi spune: Viorel, a venit cineva la noi în localitate care are un proiect pentru localitatea noastră inclusiv. Și adică dacă dorești să participi la acest proiect. Am muncit având o colaborare cu cei care ne instruiau, ei îmi spuneau ce e bine, ce nu e bine, ce trebuie să mai schimbăm. Și în final mi s-a spus noutatea că, uite, ai câștigat grantul. Și noi știm în localitate cam posibilitățile tinerilor, îi adunăm, le informăm despre proiecte în diferite domenii. Tinerii noștri au obținut chiar și suport și au mers înainte. Câștigând un grant pentru dezvoltarea afacerii în mediul rural din partea Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată, Viorel a achiziționat un set complet de echipament care i-a permis să modernizeze întregul lanț tehnologic și să crească volumul de producție. Primarul comunei Zaim, Căușeni, spune cu mândrie că pe raza localității activează cu succes zeci de antreprenori cu domenii de afaceri diverse. În mare parte, acest lucru se datorează unei strânse comunicări și colaborări dintre autoritatea publică locală și oamenii de afaceri. Businessmanii locali privesc primăria ca pe un partener, rezultatul cooperării fiind unul reciproc avantajos. Noi oferim produse de panificație grădiniței din localitate, liceului teoretic. Primăria ne-a oferit această încăpere în incinta școlii primare și ne calculează un preț convenabil să avem un profit mai bun, adică și pentru noi și pentru dumnealor. Experiența pozitivă a colaborării antreprenorilor cu primăria încurajează și deschiderea de noi afaceri în comună. Întreținerea încrederii agentului economic în mediul de afaceri și în putere, în ideile de a investi în această localitate, aceasta atrage și agenți noi și de doritori de a investi în localitate, care preiau activitățile și experiențele celor vechi, asta nu poate să ducă decât la lucruri bune. Primăria trebuie să aplice diverse instrumente de stimulare a businessului la nivel local, prin acordarea de facilități, crearea platformelor de cooperare și dezvoltarea infrastructurii economice. Incubatorul de afaceri din comuna Larga, Briceni, se află în imediată vecinătate cu piața din localitate, la care vin să-și vândă marfa sau să cumpere cele necesare nu doar lărgenii, dar și oamenii din satele învecinate. Autoritățile publice locale au decis că este o bună ocazie pentru crearea unei platforme care i-ar aduce față în față pe producători și cumpărători, pe prestatori și beneficiari, evitând intermediarii. Cu ajutorul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată, e venit la o idee. Da, să facem un site pe lângă incubator de afaceri, care să și aibă niște informații referitor la cine și produce în sat, cine ce are de vândut, cine și cumpără în teritoriu, forțele de muncă, sunt avem mulți oameni muncitori care știu să facă niște lucruri bune, însă n-au de locuri de muncă, și a patrulea punct, serviciile care le poate acorda un mic antreprenor în localitate. Localitatea trebuie să fie cât mai competitivă. Pentru aceasta, primăria trebuie să stimuleze antreprenorii să se asocieze. Localitatea Chișcăreni-Sângerei este renumită pentru mierea de albin produsă aici.
Pentru a face localitatea cât mai competitivă, primăria a susținut apicultorii în decizia lor de a se uni într-o asociație, convinși că așa le va fi mai ușor să-și organizeze munca și să-și promoveze producția. Atunci când ești asociat, noi comunicăm în permanență, facem vizite de studiu la săci unul la altul, găsim problemele, le identificăm și găsim modalități de soluționare a lor. De asemenea, mai sunt și beneficii de ordin economic, ținând cont de fapt că mierea este un produs ce se exportă, atunci când ești asociat, poți dispune de o cantitate mai mare și poți deveni un jucător mai important, poți negocia un preț mai important, faci o singură analiză. De asemenea, utilajele care le achiziționez, pot să le achiziționez cu un preț mai mic pentru că cumperea în gro. Primăria îi sprijină pe apicultori prin toate metodele care îi stau la dispoziție. Ne implicăm unde este posibil, dar în primul rând cu ceea ce pot eu să ajut să aduc informația la urechea celor care vor să fac și să nu le încurcăm, să le dăm teren liber să meargă, să aibă lumină verde în față și să implementeze ceva. Dacă au nevoie undeva să acceseze un grant și este nevoie de contribuția noastră, poate că nu atât în bani, cât contribuția noastră logistică, poate că în micșorarea impozitelor undeva. Asociația noastră deocamdată este una tânără și nu dispune de un sediu. Iată, noi ne adunăm de obicei în sediul primăriei. Asta deja este un avantaj de care noi dispunem. Bunurile publice nefolosite pot fi valorificate prin crearea parteneriatelor publice-private. Doar așa pot fi atrași noi investitori și create noi servicii în comunitate. Lacul din centrul satului Sărata Galbenă, Hâncești, devenise o problemă pentru localitate, pentru că, an de an, ieșindu-și din matcă, inunda gospodăriile amplasate de-a lungul malurilor. De aceea a fost luată decizia ca acesta să fie desecat. Sătenii au fost întrebați cum ar trebui amenajată zona fostului lac și ce servicii și-ar dori în acel loc. După procesarea datelor chestionării, autoritățile publice locale au elaborat un plan de amenajare a zonei, atrăgând investitori prin crearea unor parteneriate publice-private. Această cooperare se va materializa în construcția unei zone de agrement, dar și în lansarea unor noi servicii, de care vor beneficia locuitorii și oaspeții satului. Primăria trebuie să facă planificarea economică locală implicând toată localitatea, să informeze cetățenii despre oportunitățile de creare și finanțare a noilor afaceri, să aplice diverse instrumente de stimulare a businessului la nivel local, stimuleze antreprenorii să se asocieze, valorifice bunurile publice nefolosite prin crearea de parteneriate publice-private. Primării puternice, servicii de calitate, oameni implicați.